Ceea ce este real este că în momentul în care o femeie rămâne gravidă, se stabilesc niște, să spunem, relații atât de intime încât cele două ființe trăiesc aceleași sentimente. E foarte simplu, medicina a descoperit ce se întâmplă cu evoluția de la ou, de la gameți, ou, embrion și așa mai departe. Ceea ce n-a descoperit medicina este tocmai aceste relații care se stabilesc între ființa nenăscută și mama care îl poartă, care în special și în general sunt importante relațiile psihologice. Nimeni nu poate să spună care zonă din creier, de exemplu, este specific pentru acest instinct matern, pentru această dragoste maternă, pentru această afecțiune care se stabilește încă din momentul conceperii unei noi ființe. Și dacă ar fi să spunem, această afecțiune, dragostea dintre mamă și copil, se percepe încă de intrauterin și copilul este influențat apoi extrauterin. Faptul că mama își mângâie pântecul, copilul simte afecțiune. Un copil nedorit simte intrauterin că nu este dorit și suferă. După cum, după naștere, mama de ce alăptează? Dacă ați văzut, copilul are acel reflex de a strânge în brațe. În momentul în care s-a născut, când îl pune mama la sân, copilul percepe acolo senzorial această dragoste. De aceea, indiferent câte substitute pentru laptele matern, mult mai bune decât laptele matern, s-au descoperit. Copiii nu se dezvoltă la fel dacă este alăptat la sân, strâns la sân și mângâiat față de copilul care este alăptat artificial. Există chiar o denumire în medicină, sindromul de hospitalist, pentru acei copii foarte bine îngrijiți în diferite case de copii, dar care n-au simțit afecțiunea maternă, pentru că în primii 3 ani de zile se dezvoltă personalitatea viitorului copil. Și asta se dezvoltă între afecțiunea maternă și autoritatea paternă. Deci trebuie să existe cei doi părinți. Dar cea mai importantă este afecțiunea maternă. Se observă că în familiile monoparentale, dacă copilul este crescut de mamă, se dezvoltă având afecțiune și dacă este crescut de tată, fiind privat de această afecțiune maternă, nici el nu mai poate la maturitate să dea afecțiune. Pentru că cine nu a primit afecțiunea maternă, nu este capabil să fie afectiv la maturitate.